Binecunoscutul lider politic și militar Napoleon Bonaparte a spus despre Biblie: aceasta nu este doar o simplă carte, ea este cu adevărat o putere vie. Sunt pastorul Costi Gogoneață, mă bucur din nou să fim împreună și cred că ați ales să fiți aproape pentru că vă doriți ca Scriptura cu adevărat să triumfe pentru salvarea vieții fiecăruia dintre noi. Mă bucur să vă fiu aproape pe Speranța TV, mă bucur că dumneavoastră ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau că ne urmăriți pe una dintre rețelele sociale care vă este la îndemână, Facebook sau YouTube. De asemenea, sunt recunoscător a celor care ne audiați pe podcast, deja Taine din Scripturi este cunoscut pentru dumneavoastră. Cred că împreună nu facem altceva decât să realizăm cât de importantă este Scriptura pentru salvarea vieții noastre și a celor dragi nouă. Astăzi este o ediție aparte, am un dialog pe care îl voi purta personal cu pastorul Daniel Brânzan, cunoscut pentru faptul că este invitat permanent al acestei ediții. Mă bucur să fim din nou împreună, Daniel. Mulțumesc, Doamne ajută! Este o ediție aparte, spuneam, pentru că discutăm despre cât de mult contează faptele în viața unui creștin. Dar o să ajungem acolo pentru că este un subiect delicat și întrebările vor fi pe măsură. Dar până atunci am selectat două întrebări care de fiecare dată venite din partea celor care ne urmăresc. Marian Dislatina ne scrie la 0751 400 300, numărul nostru consacrat de WhatsApp. Este adevărat că Domnul Iisus se va reîntoarce sâmbătă noaptea la miezul nopții? Anumiți autori, spune dumnealui, zic despre călătoria noastră spre noul Ierusalim că durează 7 zile pentru ca următorul sabat să-l petrecem în ceruri. Sunt mai multe întrebări și îți propun să le despicăm. Mai întâi să vedem dacă Domnul va sosi în atmosfera Pământului sâmbătă noaptea la miezul nopții. Este o tradiție puțin cunoscută în adventism, care spune că Domnul Iisus se va întoarce într-o zi de sabat. Asta ar închide cumva cercul istoriei. Lumea a început într-o zi de sâmbătă, mă rog, atunci a fost totul nou și simetric la sfârșit totul se va termina într-o zi de sâmbătă. Este și o coincidență sau poate mai mult decât o coincidență faptul că în Biblie ziua Domnului semnifică atât ziua revenirii Domnului Hristos, a sfârșitului lumii, ziua de apoi, dar în același timp semnifică și ziua sabatului săptămânal, la 7-a zi din săptămână. Deci s-ar putea să fie un mesaj ascuns în venirea Domnului Iisus în ziua de sâmbătă și ca o zi de eliberare, pentru că în conflictul final bătălia va fi între sâmbătă și duminică. Dacă se va întoarce la miezul nopții? Asta este greu de spus și miezul nopții, dacă va fi un miez al nopții, nu va fi după timpul nostru de acum, pentru că în profetul Zaharia avem acest pasaj. Citesc de la Zaharia 14. Atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu El, se referă la îngeri și la cei care vor fi luați de pe pământ. În ziua aceea nu va mai fi lumină, stelele strălucitoare se vor ascunde. Dar dacă este zi, unde sunt stelele? Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. Asta înseamnă o alterare a atmosferei Pământului și poate chiar a timpului, așa cum îl cunoaștem noi. De asemenea, ne mai amintim momentul răstignirii Domnului Iisus, când efectiv s-a făcut întuneric peste tot Pământul. Deși era zi, cu toate astea, Pământul a arătat într-o formă diferită. Așadar, au fost 3 ore de întuneric în acea vinere a patimilor, de la ora 12 ziua până la 3 după amiază. Da, cu toate astea, personal aș putea spune că mi-ar plăcea ca Mântuitorul Iisus Hristos să revină într-o zi de sabat, să fie un moment de încununare a acelei zile. E subiectiv și eu cred că așa va fi, însă nu există argumente decât intuitive în privința asta și vom vedea. Asta este, de fapt, chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Vasile Sterie ne scrie pe Facebook-ul Speranța TV următoarea întrebare. În eventualitatea morții unui bebeluș, ce se va întâmpla cu privire la mântuirea lui? Te rog. Cred că mai era o întrebare, o parte de întrebare despre călătoria care ar dura 7 zile. Da, acesta, de fapt, era un comentariu al dumnealui, nu avea o întrebare. Ca să susțină întrebarea, era că anumiți autori spun despre călătoria noastră spre noul Ierusalim că durează 7 zile pentru ca următorul sabat să-l petrecem în ceruri. Poți să clarifici asta dacă ai ceva informații?
Nu știu la ce autor se referă dumnealui, dar știu că Ellen White are o astfel de afirmație în prima ei viziune. O să citesc. Spune dumneaei, am intrat împreună în nor și am urcat timp de 7 zile până la Marea de Cristal, când Iisus ne-a adus cununile și ni le-a pus pe frunte cu mâna sa dreaptă, apoi este scena cu harpele de aur. În Biblie există o singură situație pe care o putem compara cu asta. Este vorba de episodul când Domnul Iisus s-a ridicat la ceruri împreună cu cei înviați. Și cu puțină cercetare putem vedea ziua în care Domnul s-a ridicat la ceruri și ziua în care Domnul a ajuns în ceruri. Pentru că între ziua învierii sale și ziua când Domnul Iisus a ajuns în ceruri sunt 50 de zile, de aici sărbătoarea cincizecimii, la care apostolii au primit Duhul Sfânt, mărturisind Petru că să știe toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi și a turnat această putere. Pentru că Domnul le zisese, mă duc și vă voi trimite o putere. Venind puterea înseamnă că Domnul ajunsese. În aceste 50 de zile sunt incluse și 40 de zile ale timpului când Domnul Iisus a stat pe pământ. Deci, practic, această călătorie ar fi durat diferența de 10 zile, de la 40 până la 50. Și dacă numerotăm aceste zile din duminica învierii, ajungem într-o altă zi decât în sabat, după calculele mele, dar domnul Marian, cred că am reținut corect numele, poate să verifice. Așa este, dar sunt niște necunoscute pe care nu le putem puncta în mod clar pentru a ști exact când va fi momentul acela sau în ce zi se va întâmpla, pentru că de fapt Mântuitorul Iisus Hristos ne și avertizează cu privire la aspectul acesta despre ziua aceea, despre ceasul acela, știe doar dumnezeirea. Noi încercăm doar să tragem niște concluzii. Însă frumusețea stă în detaliile astea și Dumnezeu va face ca semnul lui din vremea sfârșitului să fie foarte vizibil și atunci. Revenim la întrebarea domnului Vasile Sterie. În eventualitatea morții unui bebeluș, ce se va întâmpla cu privire la mântuirea lui? Păi legile țării și bunul simț comun ne spun că un copil nu se poate întreține sau îngriji singur, nu poate mânca singur, nu se poate schimba singur, are nevoie de părinte. Așa este și din punct de vedere spiritual. Suntem reprezentanții copiilor noștri care nu sunt maturi înaintea lui Dumnezeu și rămânem cu acest oficiu până când copilul începe să își identifice persoana, să aibă proprie conștiință. Prin urmare, mântuirea bebelușilor va depinde de părinții, de comportamentul părinților, de atitudinea părinților. E o responsabilitate uriașă. Adică dacă dumnealui se gândește la un caz concret, să facă tot ce este nevoie ca viața lui să fie foarte bună, pentru că depind și alții de el. Mulțumesc pentru această primă parte a emisiunii noastre. Vă încurajez să ne fiți aproape, să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, fie prin mesaje publice, private, atunci când vine vorba de faptul că dumneavoastră ne urmăriți pe una dintre rețelele sociale care vă este la îndemână, fie că veți folosi numărul de WhatsApp 0751 400 300. Am primit astfel de mesaje pe care dorim să le aducem înaintea dumneavoastră, dincolo de întrebările pe care le abordăm de fiecare dată. Ne scrie doamna Steliana Sandu pe Facebook, o emisiune interesantă cu repere de mare importanță pentru drumul nostru spre mântuire. Sau domnul Daniel Văduva pe YouTube, e tare plăcută emisiunea și ne bucură prezentarea de subiecte biblice concrete. Apreciem mult mesajele dumneavoastră și ne încurajează în demersul pe care noi îl facem de fiecare dată când venim înaintea dumneavoastră. Este o responsabilitate imensă pentru noi, pentru că știm că de faptul că noi deschidem Scriptura într-un mod autentic înaintea dumneavoastră, vă influențăm în luarea deciziilor. Și lucrul acesta nu este deloc unul ușor, de aceea vă încurajăm să ne fiți aproape, să ne ghidați, să ne spuneți gândurile pe care le aveți, să ne trimiteți întrebări, dar și varianta dumneavoastră de răspuns, așa cum ați înțeles-o din Sfânta Scriptură. De asemenea, vă încurajez pe aceia care ne urmăriți pe rețelele sociale să distribuiți emisiunea noastră. Vă încurajez, cum vă spuneam, să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300. Din păcate, noi nu vă putem răspunde în timp real sau să preluăm în timp real mesajele dumneavoastră, pentru că emisiunea noastră este una înregistrată. Pentru subiectul din seara aceasta, care nu va fi deloc unul simplu, Răzvan Lup, prin materialul următor, va face în așa fel încât să aducă o introducere pentru noi toți.
În librării există multe cărți de bune maniere. Unele sunt destinate copiilor, altele adulților și tradează diverse situații de viață, chiar și comunicarea pe e-mail și platforme de socializare. Deși nu am văzut un manual despre manierele necesare la biserică, bunul simț comun ne învață că în interiorul lăcașilor de cult, anumite comportamente sunt inacceptabile. Un exemplu este expresia populară despre fluieratul în biserică, o metaforă despre un gest nepermis, descalificabil. Alte interdicții sunt scrise pe panourile informative de la intrare, pe care este ilustrat codul vestimentar acceptat, cum ar fi de exemplu acoperirea genunchilor, a umerilor și altele asemenea. Nimănui nu i-ar trece prin cap că în interiorul bisericii poți fuma sau dansa între două rugăciuni. Astfel de gesturi nu s-ar potrivi în context. Cei mai mulți intuiesc ce fel de ținută e potrivită la biserică și ce atitudini sunt foarte plăcute lui Dumnezeu. Dilemele încep când alegem cum să ne comportăm acasă, pe stradă, la serviciu sau în zilele libere. Pentru clarificarea situației, Apostolul Pavel a introdus un principiu general prin care pune semnul egal între trupul creștinului și templul Duhului Sfânt. Deci, corpul fiecărui credincios este o biserică vie, un spațiu sacru, o locuință a lui Dumnezeu. Știați că, în definitiv, trupul nostru rămâne singurul loc în care ne putem întâlni cu Dumnezeu? De aceea, corpul omenesc este locuința preferată de Dumnezeu și, în același timp, templul în care ne închinăm cel mai des. Unul dintre mari oameni ai credinței, Apostolul Pavel, scria în epistola sa către Romani, în capitolul 7, versetul 21: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Pare, citind acest verset, că este o misiune imposibilă să ai un comportament după standardele biblice. Cum să acționezi atunci când te confrunți cu situații de viață controversate? Vă reamintesc, alături de mine este pastorul Daniel Brânzan într-o discuție personală despre fapte în raport cu mântuirea noastră, despre faptele fiecăruia dintre noi atunci când vine vorba despre viața de credință. Dan, în Ioan capitolul 17, citesc de aici două versete, versetele 15 și 16. Domnul Hristos s-a rugat: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, cum nici eu nu sunt din lume, spunea Mântuitorul. Ocrotirea oferită de Dumnezeu este condiționată de vreo acțiune a noastră? Nu. Este un răspuns care poate fi dureros. Dar nu, nu putem face nimic pentru ca Dumnezeu să ne ofere mai multă protecție. Dar vreau să fiu echilibrat și mi-ar plăcea să și reușesc. O să-ți citesc două răspunsuri din Biblie. Par contradictorii. În Isaia capitolul 3, la versetul 10, profetul spune: bine de cel neprihănit, lui îi va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău, lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Adică aici avem o teologie a retribuției. Bine faci, bine găsești. Rău faci, rău găsești. Însă Biblia este mult mai complicată decât atât. Și dacă vom căuta în cugetările celui mai profund om din Vechiul Testament, o să găsim în Eclesiastul capitolul 9, versetul 2, o reflecție foarte dureroasă. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceea soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți, și buni și răi. De aceea este și plină inima oamenilor de răutate. Și ideea apare și pe pagina anterioară. Este o deșertăciune, spune Eclesiastul 8:14, care se petrece pe pământ, și anume sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune.
Da, sunt foarte interesante versetele astea. Dar cu toate acestea, de ce aș dori să fac fapte bune dacă nu am un avantaj? Ar trebui să alegem binele pentru că este bine prin sine. Ar trebui să iubim necondiționat. Adică dacă nu mă ascultă copilul, asta nu înseamnă că nu-i mai dau de mâncare sau nu-l mai iubesc. Nu? Așa funcționează viața. Viața autentică, pe baza iubirii necondiționate. Dar există pedeapsă pe care o aplici copilului dacă nu este așa cum te aștepți tu să fie sau dacă nu îmbrățișează, nu știu, un comportament adecvat. Da, există pedeapsă, dar pedeapsa asta este tot înconjurată de iubire. Pedeapsa adevărată este motivată de iubire și are ca scop îndreptarea unui comportament. Pentru binele copilului, nu pentru binele meu ca părinte. Ce-l deosebește în fond, dacă lucrurile stau așa cum le spui tu, de fapt, cum am citit în Scriptură, pe un credincios care trăiește în aceleași condiții de unul care nu are aceleași valori? Deosebirea este că persoana credincioasă este ca un bolnav care are tratament și are doctor. Persoana necredincioasă este ca un bolnav care nici nu știe că este bolnav sau poate că știe că este bolnav, dar nu are nici tratament și nu are nici doctor. Până la urmă, diferența asta între bun și rău este greu de văzut aici. Stând de vorbă, nu poți să stabilești cine este bun și cine este rău. Ba chiar Iisus Hristos a spus că grâul trebuie să crească împreună cu neghina până la secereș, adică nu poți să faci distinție între firul de grâu și firul de neghină și lasă-i acolo ca să meargă împreună până la secereș. Da, e interesantă imaginea asta a Scripturii, dar cu toate acestea există niște așteptări și fiecare dintre noi ne așteptăm să fim recunoscuți de către ceilalți ca fiind oamenii ai lui Dumnezeu. De fapt, chiar se face și diferența asta, pentru că la un moment dat Mântuitorul și spune în versetul pe care l-am citit, ei nu sunt din lume. Cu alte cuvinte, există totuși o categorie de persoane care sunt din lume. Îți propun să ne uităm la un material, pentru că una dintre colegele noastre, Paula Florea, a mers pe stradă și i-a întrebat pe oameni cum recunoști un om dacă este credincios sau nu. Așadar, haideți să vedem împreună materialul următor. Sunt curios ce răspunsuri a oferit concetățenii noștri. Cunoașteți dacă un om este credincios? După fapte, dacă așa din vedere nu pot să îmi dau seama, dar un om credincios e atunci când face fapte bune. După aparența lui. În primul rând, dacă ești cu adevărat credincios, consider că se vede asta în comportament. Un om credincios trebuie să fie cu inima deschisă, nu și cu gura. Că e mulți care îl pomenește pe Dumnezeu sau pe Maica Domnului din gură, dar din suflet nici atâta. Am revenit în platoul Tainei din Scripturi, o ediție altfel, o ediție în care suntem vulnerabili, deschidem cuvântul și vorbim despre ceea ce înseamnă a fi cu adevărat creștini într-o lume în care valorile sunt lăsate deoparte. Chiar contează faptele pentru noi, cei care ne dorim să-L urmăm pe Hristos? Vă reamintesc, alături de mine, în platoul Tainei din Scripturi, colegul meu, Daniel Brânzan. Vocea poporului, ai auzit-o, de fapt, se vorbește despre faptul că, până la urmă, aceste acțiuni ale fiecăruia dintre noi arată cu adevărat dacă un om este credincios sau nu. În Matei 5 cu 16 citesc așa: tot așa să vă lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Care este reperul după care să mă ghidez pentru a ști dacă acțiunile mele sunt încadrate în categoria fapte bune? Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, nu o să fiu stresat tot timpul că am făcut ceva rău. Practic, nici nu am nevoie de acest reper, pentru că Dumnezeu mi-l oferă singur. Am o conștiință care îmi spune ce să fac. Faptele bune nu atrag atenția asupra lor. Faptele bune sunt ca o lanternă. Lanterna proiectează lumina pe calea pe care trebuie să mergi. Și ai citat-o din Biblie că faptele bune îi ajută pe oameni ca să-L laude pe Dumnezeu, să-I dea glorie lui Dumnezeu. Asta înseamnă că dacă cineva se va uita la mine sau la tine, să zicem, mai să iau exemplul tău, și va vedea un lucru bun, dacă lucrul acela este cu adevărat bun,
înseamnă că omul acela îl va lăuda pe Dumnezeu și va spune, Dumnezeu l-a ajutat pe Costel în cazul tău. Deci, faptele bune nu sunt un scop în sine. Da? Nu sunt, dar cu toate astea sunt un barometru pentru a ne da seama dacă suntem oamenii lui Dumnezeu sau nu. Da, când te uiți la un pom, îți dai seama dacă este sănătos sau nu, dacă face fructe. Dar pomul nu se chinuiește să facă fructe. Este un proces natural. Florile își eliberează parfumul lor în mod natural, este firesc, este simplu. Așa este cu creștinul. Faptele astea bune care îl înconjoară pe el, de fapt îndreaptă atenția oamenilor către Dumnezeu. Dacă cineva este lăudat, vai, ce persoană extraordinară, ce a reușit să facă, uite, sunt realizări mărețe, asta nu e o faptă bună. Asta este o faptă personală. Fapta cu adevărat bună îndreaptă atenția oamenilor către Dumnezeu. Vă reamintesc, dumneavoastră, celor care ne urmăriți, numărul de telefon la care ne puteți scrie 0751 400 300. Matei 15:11 spune așa: nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Tu ai făcut referire mai devreme la faptul că vin natural acțiunile noastre. Dar cu toate astea, în Scriptură găsim anumite versete care ne arată că trebuie să faci niște eforturi pentru a fi cu adevărat omul acela care se aducă laudă lui Dumnezeu prin acțiunile, prin faptele tale. Plecând de la versetul ăsta, a dat Domnul Iisus prin această afirmație dezlegare pentru a consuma orice aliment sau băutură? Nu, Domnul Iisus nu se referă aici la faptul că poți să consumi zahăr și grăsim în neștire sau că poți consuma ciuperci otrăvitoare, pentru că nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură. Nu, nu se referă la asta, contextul este altul. Și ajută-mă să-l înțeleg. În context, ni se spune că o anumită mâncare vine dintr-o sursă exterioară, intră prin gură, care este o stație, ajunge în pântece și Domnul Iisus chiar spune mai departe că de acolo merge în hazna. Și folosește această linie de comparație pentru a crea o altă linie. Adică zice Domnul Iisus, de fapt, necurăția cea mai mare este aceea care iese din gură și apoi explică faptul că iese de fapt din inimă, de acolo de unde sunt izvoarele vieții, iese prin gură, prin vorbe, adică folosește acea stație și se duce mai departe și spurcă. El explică, din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Întrebarea ar fi, care om este spurcat de aceste lucruri? Și ce mai mult se gândesc la propria persoană, dar Domnul Iisus nu cred că se referă la asta, pentru că deja izvorul meu este bolnav, acolo este răutatea, nu? Sunt toate aceste lucruri, gândurile rele, uciderile, furtișagurile, etc. Și el spune că acestea ies și spurcă pe om, adică îi spurcă pe ceilalți. La asta se referă contextul, de fapt. Corect, are de-a face cu ceilalți, acțiunile tale, dar până la urmă, când vine vorba despre consumul de alimente, așa cum citim noi aici, are un efect asupra, au un efect asupra mea. Până la urmă, de ce nu ar putea interpreta acest verset prin prisma acestei idei? Adică, mă, ce intră în interiorul meu nu-i afectează pe alții, prin urmare, eu trebuie să am grijă de ce se întâmplă cu cei din jurul meu, dar în ceea ce mă privește, sunt liber să acționez oricum. În gândirea biblică, eu nu aparțin mie, trupul meu nu este al meu, eu aparțin soției mele, eu aparțin familiei mele, aparțin comunității de credință din care fac parte și nu pot să fiu un individ izolat. Sunt, de fapt, proprietatea lui Dumnezeu. Și nu pot să am niciodată această gândire individualistă, ce fac eu, e treaba mea, nu-i privește pe ceilalți. Așa ceva nu face parte din Biblie. Merg puțin mai departe, pentru că în contextul ăsta mi-aș dori să clarificăm niște aspecte cu care ne confruntăm noi, creștini fiind, sau oameni care citesc Scriptura, dar în viața de zi cu zi își dau seama că anumite acțiuni trebuie, convențional vorbind, să le practice, pentru că nu e așa, ăsta este obiceiul. Hai să vedem, este cumva păcat să consumăm alcool cu măsură? Subliniez, cu măsură? Cred că nu știu, n-am consumat, nu pot să vorbesc din experiență. Nu prea există măsură la consumul de alcool. Și asta poate să spună poliția rutieră, nu? Adică consum și este un nivel detectabil și ai
Este un risc foarte mare aici. Adică nu prea poți să te atingi de răul ăsta fără să fii contaminat. Și da, este păcat să consumi alcool. Chiar și cu măsură. Adică să consumi foarte puțin este păcat. Uite, vine înaintea ta cu un verset. Eclesiastul 9:7 zice așa: du-te, dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Cum se interpretă în versetul ăsta? Exact așa cum spune, că este bine să mănânci pâine și să bei vin. În contextul de acolo era vorba de baza alimentară, apă și vin, asta era, apă și pâine, asta era, sau într-un context mai elaborat puțin, că Solomon mânca pentru masa lui se sacrificau 10 de animale în fiecare zi, trăia în lux, pentru asta el spune pâine și vin. De fapt, el zice că una dintre cele mai mari plăceri ale vieții este să mănânci și să te bucuri și să petreci împreună cu familia. Dar când spune vin, după standardele Bibliei, trebuie să eliminăm vinul fermentat, adică vinul alcoolizat sau tăria. Sau de fapt, în Vechiul Testament nici nu existau băuturile puternice, tari, care sunt astăzi, pentru că nu se cunoștea procesul de distilare și oamenii nu aveau acces la băuturi cu grade înalte. Înțeleg. Plecând de aici, mergem spre Noul Testament. Să spunem că în contextul respectiv am înțeles asta, deși exista totuși o practică chiar și a oamenilor lui Dumnezeu. Mă gândesc la Noe, care atunci când a ieșit din corabie a consumat vin, ba chiar s-a și îmbătat. Asta ne arată că era totuși o atitudine pe care o mai avusese și în alte ocazii. Dar merg spre Noul Testament și mergem spre Mântuitorul Iisus Hristos. Prima lui minune pe care o face este la o nuntă, preface apa în vin. Acel vin era alcoolizat sau nu? Nu, Domnul Iisus nu a îmbătat oamenii. Domnul Iisus n-a venit pe pământ să-și facă primul miracol folosind droguri. Nu există așa ceva în Biblie. E un răspuns scurt și aș prefera să nu continui, pentru că nu poți să asociezi imaginea asta unui Hristos curat cu o nuntă de bețivi în care Domnul este responsabil. Mai mi-amintesc un episod din viața Mântuitorului Iisus Hristos care confirmă ceea ce ai spus tu. Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce a încercat practica pentru a se reduce cumva durerea celor care erau răstigniți, era aceea de a le se oferi oțet. Momentul acela este unul pe care Iisus nu îl acceptă, ceea ce arată cumva că în viața lui de zi cu zi nu consuma alcool, produse alcoolizate. Acolo este vorba despre o băutură anesteziantă. Era un, care conține alcool. Da, putea să consume și alcool, dar de fapt era un mix de ingrediente cu smirnă, cu mai multe produse, care era un fel de drog, ca să-i aline durerile. Și Domnul a preferat să fie foarte conștient de sine și să refuze această băutură. Cu atât mai mult, dacă în condițiile acelea critice, cu atât mai mult putem spune că Mântuitorul Iisus Hristos a rămas consecvent acestui principiu de a nu își anestezia mintea cumva consumând alcool sau oferind altora. Dar nu trebuie să căutăm în Biblie argumente că de fapt Domnul ar fi recomandat ca să nu bem alcool. Lucrurile erau foarte simple, atât în Vechiul Testament, cât și în creștinismul timpuriu, au existat categorii de oameni care nu puneau pe limbă strop de alcool sau vin măcar, adică rodul viței, must și nici măcar struguri, tocmai pentru a se feri de pericolul acesta. Adică erau genul de persoane care stăteau cât mai departe de prăpastie ca să fie în siguranță, nu se duceau până în marginea prăpastiei și se aplicau și puțin dincolo ca să vadă ea, să vedem, pot să mai țin echilibru, nu. Trebuie să fugi departe de păcat. Mergem mai departe. Dacă doresc să consum un aliment, de exemplu fructe de mare, care nu se încadrează în respectarea legilor sanitare biblice, doar pentru a-mi diversifica gustul, este cumva un păcat?
Adică o consum așa, la o anumită masă de sărbătoare sau când merg la restaurant cu un coleg sau sunt într-un context, nu știu, de muncă și există un dineu și sunt acolo pe masă și alimente de genul pe care le-am amintit mai devreme. Este un păcat să fac asta din când în când? Domnul a spus primului om să mănânce după plăcere, din orice pom. Dar a zis, este un pom oprit. Adică Dumnezeu nu este împotriva plăcerii de a mânca și vrea să ne diversificăm gustul. Numai că astăzi există mai multe restricții alimentare după regulile Bibliei decât aveau Adam și Eva în Eden. Astăzi nu este doar un pom oprit, astăzi sunt mai multe. Și ziceai de fructele de mare, nu? Era un exemplu. Da, există niște prescripții clare în Vechiul Testament despre ce poți să mănânci dintre vietățile care sunt în mare sau nu. Și aș citi și din Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 6, apostolul spunea, nu vă înșelați în privința aceasta, aici este o listă lungă, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici sodomiți, nici hoții, și apoi zice, nici cei lacomi, nici bețivii, nici disprețuitorii, nici hrăpăreții, asta înseamnă cei lacomi de avere, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sau pentru o mâncare și-a pierdut dreptul de întâi născut. Este bine să-ți placă să mănânci. Este bine să alegi întotdeauna mâncarea. Însă alege după regulile Bibliei. Și nu fi lacom și nu fi bețiv, pentru că aceștia nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Un pas mai departe, despre tutun, despre băuturi care dau dependență, precum cafea, sau despre droguri, nu citim în Scriptură cum că ar fi păcat să le consumăm. Cum stau lucrurile la acest capitol? Păi nu citim, pentru că nu era în Vechiul Testament sau în Noul Testament consum de cafea. Și nu erau nici drogurile de astăzi. Sau, mă rog, erau niște contexte în religiile păgâne în care se consumau anumite substanțe cu efect halucinogen. Dar sunt principii în Sfânta Scriptură. Citez. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Adică dacă ceva mă controlează, asta înseamnă că este păcat. Și mai departe spune apostolul, mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Adică sunt realități normale pe care le acceptăm. Dar ce trece peste acestea nu este de la Dumnezeu. Vă reamintesc dumneavoastră, așteptăm întrebările care vă frământă pe subiectul acesta sau dacă aveți dileme pe care doriți să le ridicați înaintea noastră, nu ezitați să ne scrieți la 0751 400 300. Mergem spre o altă întrebare, din nou foarte practică, ce ține de atitudinea noastră față de felul în care înțelegem să fim oameni ai lui Hristos sau din contră. Ce spune Sfânta Scriptură despre dans? Spune multe despre dans, Sfânta Scriptură, dar lucrurile sunt atât de disparate încât trebuie să le iei, să le pui împreună. Eu aș vrea să-ți ofer o sinteză din două documente oficiale ale bisericii care vorbesc despre asta. Ți-ar plăcea? Te rog. Aștept să văd unde este inclusă și unde este inclus și argumentul Scripturii. Păi uite, este în 1 Ioan capitolul 2 de la versetul 15 la 17 pentru cei care doresc să caute. Și citez, adventiștii învață de asemenea că jocurile de noroc, jocul de cărți, mersul la teatru și dansul sunt inacceptabile. Și există acolo argumentul solicitat de tine în care ni se vorbește despre pofta ochilor, despre pofta firii pământești și despre trufia vieții. Și putem să mai citim și din altă parte, în a doua Corinteni, din același capitol, Apostolul Pavel zice ce înțelegere poate să fie între Hristos și Belial, adică între Dumnezeu și Satana. Sunt două culturi foarte diferite. Cultura creștinilor este una, cultura lumii acesteia este alta. Și dacă este o linie de separare între cele două, înseamnă că este ok. Dacă nu este o linie de separare, dacă nu poți să-ți dai seama de cineva că este altfel, că el nu face anumite lucruri, înseamnă că acea persoană nu este cu adevărat credincioasă. Iar... Te rog. Mai bine zic eu, ai citat acolo la un moment dat despre faptul că Biserica Adventistă este împotriva ideii de a merge la teatru, dar teatrul astăzi este egal cu a te culturaliza. Adică noi vrem ca cei care fac parte din Biserica Adventistă să fie așa dintr-o zonă care să nu aibă de-a face cu cultura asta
care să aducă totuși o oarecare stabilitate în societate și un anumit nivel? Nu, credincioșii lui Dumnezeu trebuie să fie oameni foarte cultivați, oameni care și-au dezvoltat intelectul, trebuie să fie oamenii cu stilul acesta de cercetare științifică, dar toate astea au o prioritate. Prioritatea fiecărui creștin este împărăția lui Dumnezeu. Domnul a zis foarte clar, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Iar toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Toate celelalte înseamnă educație, înseamnă bogăție, înseamnă un status material, înseamnă un nivel de trai, foarte multe lucruri. Dacă la teatru poți să găsești știința neprihănirii, poți să mergi. Din nefericire, teatrul este recunoscut pentru știința asta a depravării. Iar legat de dans în Biblie, pot să-ți citez o concluzie de Samuele Bacchiocchi. El spune, nu există dovezi în Biblie sau în istorie, deci în Biblie, că dansul a fost vreodată un element al închinării divine la templu, în sinagogă sau în biserica creștină. Chiar dansul lui David sau dansul femeilor din Vechiul Testament era un dans ocazional și un dans ritual. Mai mult, Biblia nu oferă nicio susținere pentru dansul popular de astăzi, cum ar fi cel romantic sau senzual. Nimic din Biblie nu indică faptul că bărbații și femeile dansau împreună. Da, uite, asta este o întrebare pe care, la care mi-aș dori să reiei cumva răspunsul ăsta, pentru că ne ajută să o integrăm bine în contextul dilemelor tinerilor. Dansul mirilor poate fi o excepție? Sau dansul soților, între soți deja căsătoriți? Fiecare va decide dacă poate să fie o excepție sau nu. Ceea ce pot să spun clar este că dansul mirilor sau al soților nu este necesar pentru viața spirituală. Nu este necesar pentru aprofundarea relațiilor cu Dumnezeu, cel care le oferă iubirea respectivă. Nu intrăm în dormitorul nimănui prin declarațiile astea. Dar ca principiu, dansul nu face parte din cultura, dansul acesta modern, practicat astăzi, nu face parte din cultura biblică, este străin de ideologia Domnului Iisus și de ideologia mozaică și de ideologia creștinilor. Dar până la urmă, când vorbim despre apropierea dintre soț și soție sau dintre viitorul soț și viitoarea soție la momentul acela al nunții, nu vorbim despre o intimitate a lor, nu? Zice Scriptura, va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lega, apropia de soțul sau soție? Ba da, trupurile noastre sunt niște instrumente prin care ne putem manifesta dragostea unul față de celălalt și față de Dumnezeu. Dar ăsta este un alt subiect. Da, este adevărat adică că este un alt subiect, dar ne ajută cumva să ne facem o imagine în momentul de față. Adică o situație de excepție nu poate să devină regula. Vorbim despre dans în general și despre dezavantajele lui și nu este cazul să discutăm despre dansul soților sau al mirilor. Adică una este să fii mireasă și alta este să fii... Asta se întâmplă o singură dată în viață și nici nu durează foarte mult, nu? Da, este adevărat. Probabil că o să reluăm discuția pe subiectul acesta. Ne-am făcut o imagine deocamdată. În Ezechiel 16 cu 11, 12 și 13 citim așa. Te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât, ți-am pus o verigă în nas, cercei în urechi și o cunună minunată pe cap. Erai de o frumusețe desăvârșită, ba ajunseseși chiar împărăteasă. Sunt cuvintele lui Dumnezeu care a comparat modul în care s-a purtat cu națiunea lui Israel cu felul în care arată un bărbat în comparație cu mireasa lui și felul în care Dumnezeu el o împodobește. Așadar, să înțeleg că este regulă pentru un creștin să poarte podoabe? Nu este o regulă. Dincolo de exemplul tău, în Vechiul Testament erau anumiți bărbați care purtau brățări. În contextul Exodului, Domnul a zis, aruncați podoabele de pe voi pentru că nu vreau să merg mai departe cu voi pentru că ați păcătuit. Și se pare că era vorba de niște brățări de la mâini purtate de bărbați. A fost un război între izraeliți și madianiți. Madianiții aveau verigi, adică niște cercei pentru nas, pentru cămilele lor, mă rog. Și Biblia menționează asta pentru că în cultura ebraică asta nu era acceptat. Cu toate astea, în Isaia 3 ne dăm seama că erau foarte multe contexte în care fiicele Ierusalimului din casele domnitoare foloseau inclusiv
lănțișoare pentru picior. Și zornăiau și Domnul spune, se exprimă acolo în cuvinte foarte duri, că va transforma parfumul în, nu vreau să spun, mă rog, sunt, va pleșuvi părul, sunt termeni foarte duri pentru asta. Acum, ideea este că știi acum se poartă stilul minimalist sau minimal, cum s-o zice. Îmi plac oamenii care sunt mulțumiți de ei înșiși și care n-au nevoie de mai mult. Știi, apreciez foarte mult simplitatea și autenticitatea. Sunt mulțumit așa cum sunt. Nu este nevoie să mă împodobesc, nu este nevoie să par altceva. Și de fapt, vreau să spun, să răspund cu Biblia, nu? Te rog. Citezi în 1 Petru capitolul 3. Știe toată lumea textul acesta. Mă rog, cei mai mulți din cei care ne urmăresc. Podoaba voastră, e vorba de femei, să nu fie podoaba exterioară care stă în împletitura părului, deci vorbim despre coafiuri, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, aici e vorba de accesorii și stil vestimentar, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Adică aici e vorba de discreție și modestie, care sunt de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și acum îți răspund, astfel se împodobea odinioară sfintele femei. Adică nu este ok să vii cu argumentul că o mireasă este împodobită în ziua anunții ei, în ziua vieții ei și este accesorizată, pentru că Biblia spune că sfintele femei din vechime se împodobeau așa, cu acest duh blând și liniștit și nu cu ținuta asta vestimentară sau cu accesorii. Adică aici este o dovadă foarte clară de puritate care era și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Merg mai departe, înțeleg argumentația. Este un subiect vast de discutat, mai ales atunci când vine vorba despre Vechiul Testament, pentru că acolo găsim excepții de la această regulă. Vin în schimb în timpul nostru și am să te întreb, oare purtarea verighetei intră în aceeași categorie? Poate să fie, nu cred că este un subiect important. Mi se pare că este supralicitat. Eu n-aș purta verighetă pentru mine, nici nu m-am gândit dacă ar fi păcat sau nu pentru mine, nu simt că am nevoie asta și cred că nici soția mea nu are nevoie asta. Cred că fiecare poate să decidă pentru el, să lăsăm omului libertatea asta de alegere în cuget curat și în rugăciune cu Dumnezeu. De ce nu poate fi un categoric nu la capitolul verighetă? Pentru că noi n-am fost chemați să judecăm lumea. Și nu, dar la celelalte capitole am fost destul de tranșanți, adică Scriptura este tranșantă. Da, pentru că există textul. Dacă nu am textul, dacă aveam textul, îl căutam, dacă știam că este, îl căutam, sau dar nu există text pentru așa ceva. Și atunci este o practică în lucrurile care nu sunt foarte clare. Sunt două principii de urmat. Primul principiu este să te consulți cu Dumnezeu și să faci ce spune El ție personal, nu ce spune altora sau prietenilor sau partenerului. Fiecare avem o conștiință proprie. Și al doilea principiu este să nu facem subiecte de dezbatere pentru asta. Adică avem niște limite aici la taine din Scripturi. Apostolul Pavel spunea, nu vă apucați la vorba asupra subiectelor, cum zicea, disputate, îndoielnice. Adică nu văd interesul pentru cei mai mulți. Ori de câte ori suntem aici în cadrul emisiunii Taine din Scriptură, avem o practică, și anume aceea de a aminti motivele de rugăciune din partea celor care ne urmăresc. Este un moment acesta în care un tânăr ne s-a destăinuit și mă uit în mod special la tine pentru că mi-ar plăcea să rămânem în cadrul acesta, iar cei care ne urmăresc să fie martori a ceea ce vom face în momentul următor. Ne-a scris Mario pe WhatsApp la 0751 400 300, o problemă cu care el se confruntă și ne spune așa: rugați-vă să mă pot lăsa de pornografie. Ai fi de acord să te rogi pentru Mario în momentul acesta? Sigur, pot să mă rog acum? Te rog. Doamne, ajută-l pe Mario, te rog, și te rog să-i dai vindecare și eliberare cât mai rapidă și să simtă ajutorul tău. Amin. Mulțumesc pentru că ai mijlocit pentru Mario. Dumnezeu să-l ajute și mă uit în mod special acum în ochii lui, în ochii acelora care ne urmăresc și poate se confruntă cu aceeași problemă. Dacă vă putem ajuta mai mult decât să ne rugăm, considerăm că este extraordinar că putem mijloci unii pentru alții, dar dacă vă putem oferi sprijin pentru a depăși un moment ca acela despre care ne-a scris Mario,
suntem aici pentru a vă oferi acest sprijin, acest ajutor. Nu uitați 0751 400 300 sau orice alt canal de comunicare, rețele sociale, Facebook, Instagram, TikTok, suntem și acolo, Taine din Scripturi, contactați-ne, scrieți-ne și vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a reuși să treceți cu bine peste o perioadă de genul acesta cu care vă confruntați. Rubrica Fulger, suntem spre final de emisiune. Răspunsuri din aceeași categorie. Domnul Ionel Marin ne scrie pe Facebook: de cele mai multe ori, biletele de avion sunt mai ieftine vineri, noaptea sau sâmbătă. Este păcat să mergi cu avionul în sabată dacă ți-ai cumpărat biletele din timp? Da, de obicei este păcat. Este păcat pentru că asta presupune un efort care nu se face în celelalte zile ale săptămânii, o deplasare de cele mai multe ori în afara țării. Sabatul trebuie să ofere o pauză de la activitățile curente. O deplasare cu avionul nu este ceva care se întâmplă în fiecare zi. Și punând în sabat, desacralizăm timpul sabatului. Doamna Maria, de asemenea pe Facebook-ul Speranța TV, ne scrie așa: contravine Scripturii a fi microbist sau cinefil? În principiu da, pentru că adevărații urmași ai lui Hristos îi dau lui toată atenția și dezvoltă pasiuni în privința slujirii semenilor. Vrei să detaliez? Te rog, simt nevoia asta. Adică pui altceva mai presus decât a fi aproape de ceilalți. Vreau să spun că orice creștin face o selecție a hobby-urilor sale după valorile Bibliei. În lumea Noului Testament existau distracțiile astea, nu exista sportul, dar exista teatru, existau luptele în arene, gladiatorii, se știe despre asta. Domnul Iisus nu a mers acolo, pentru că nu avea timp să facă asta, pentru că misiunea lui era să facă alta. Uite, hai să devin vulnerabil, nu am timp să țin scorul echipelor, să pur și simplu trăiesc cu lucruri mai importante de făcut decât asta. Și foarte mulți înțeleg, sunt businessmeni, sunt antreprenori, sunt oameni care nu mai au timp să facă, să consume vremea în plăceri din astea comune, pentru că ei au o misiune foarte înaltă. Orice creștin a primit de la Dumnezeu misiunea de a salva pe ceilalți și pur și simplu nu-ți rămâne timp pentru filme sau pentru fotbal. Cea de-a treia întrebare, venită din partea Florinei, la 0751 400 300, conform Bibliei, a te machia este greșit? Machiajul în Biblie nu are o reputație bună, nici în Noul Testament, nici în Vechiul Testament. În cultura noastră românească de astăzi, este posibil să nu fie păcat să te machiezi. Este posibil să fie asta, fiecare decide pentru el. Nu cred că ar fi păcat. Fetele din casa mea nu fac asta. Însă cred că trebuie să urmărim întotdeauna ceea ce este cel mai bine. Binele mai mare și simplitatea. Adică modestia, smerenia. Da. Toate astea sunt un dicton pentru ceea ce înseamnă a fi cu adevărat urmașul lui Hristos, da, în oricare acțiune sau în oricare faptă pe care o facem. Sunt și situații în care este nevoie să fii machiat. Este în regulă cu asta, dar repede, dincolo de asta este o decizie personală și trebuie lucrurile astea cu este păcat sau nu este păcat nu se judecă, nu se clarifică printr-un răspuns de la Speranța TV. E ceva mai profund aici. Mă bucur că spui asta, pentru că ne ajută să înțelegem că și noi suntem limitați și până la urmă deciziile fiecăruia depind de abordarea personală, nu? Da, dar este și un bun simț comun, adică nu te aștepți când citești Evanghelia, nu ți-o imaginezi pe Maria Magdalena, care era o femeie culturalizată în vremea respectivă. Vă dați seama, a cumpărat un produs de lux, un parfum, ca să-l ofere Domnului Iisus. Nu te aștepți ca să o vezi și n-a pictat-o nimeni, nici în iconografii, nici în fotografii nu apare cu accesorii, cu cercei, cu brățișoare. Cultura asta a Domnului Iisus este altfel. Și dacă este altfel, înseamnă că nu este din lumea aceasta. Exercițiul de sinceritate. Istoria de viață a unuia dintre cei doi tâlhari arată că până la urmă, pentru mântuire contează o schimbare de macaz într-un moment crucial.
Ce motive ai avea cu privire la a fi atent cu privire la comportamentul tău, dacă în fond viața veșnică depinde doar de un moment de genul acesta pe care trebuie să-l intuiești și să faci o schimbare și astfel Dumnezeu să-ți ofere viața veșnică? Păi, viața veșnică nu depinde de un singur moment. El a reușit asta pentru că era la sfârșitul vieții. Acum, să-ți spun sincer cum m-ai rugat tu, eu nu vreau să fiu excepția și nici tâlharul, adică nu vreau să, nu mă compar cu asta. Nu, pentru mine nu acesta este idealul vieții, să fiu tâlhar, să fiu răstignit pe cruce și când nu mă mai pot ruga pentru că mâinile îmi sunt țintuite, să zic, Doamne, adu-ți aminte de mine și să reușesc să prind acea ultimă situație în care să, nu vreau să fiu tâlhar și nici pe cruce. Adică, sincer, nu? Până la urmă, ceea ce îți dorești tu este ca viața ta, prin alegerile pe care le faci, să fie o continuă apropiere de Dumnezeu. Nu să aștepți momentul ăla pe care să-l fructifici și să spui, gata, sunt câștigător. Nu, pentru că s-ar putea ca lucrurile să se întâmple, nu? Da, eu îl iubesc pe Dumnezeu, îi respect cerințele lui și îi le respect de acum. Nu aștept să văd cât de puțin pot face din ceea ce mi-a zis el. Aș vrea să fac cât mai mult, dacă se poate, aș vrea să fac totul. Sigur. Îți mulțumesc mult pentru dezbaterea din ocazia de față. Nu e așa că a zburat timpul repede? Cam da. Cam le spuneam repede celor de acasă că este o ediție altfel, Taine din Scripturi. Vulnerabilitatea și faptul că putem discuta cu cărțile pe față, adică cu Scriptura deschisă, nu face altceva decât să arate că ne dorim cu adevărat să arătăm că suntem oameni ca toți ceilalți și că ne dorim să progresăm în a-L cunoaște pe Hristos cu smerenia cuvenită, astfel încât să putem să fim urmașii ai Lui. Să le spunem oamenilor că data viitoare va fi un invitat în platou. Sigur, să nu creadă totuși că... că o să continuăm sub formula asta, nu? Nici pe departe, dar din când în când merită și astfel de ediții, pentru că v-ați obișnuit cu noi, pentru că sunteți prietenii noștri și pentru că nu e așa, ați ales să fiți parte din proiectul acesta media Taine din Scripturi. Îți mulțumesc, Dan. Te rog. E de ajuns? Da. Domnul să fie aproape de tine și să-ți dea putere în slujirea pe care tu o faci și să rămâi consecvent deciziilor pe care le iei în raport cu Dumnezeu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, mulțumesc și colegilor din tehnic. Dumnezeu să ne poarte de grijă fiecăruia. Am să rezum întâlnirea noastră citind 1 Petru 2 cu 11 și 12. Prea iubiților, vă îndemn ca pe niște străini și peregrini să vă feriți de poftele firești care se luptă împotriva sufletului. Să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru ca, deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși, văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă dau cu bucurie întâlnire în ocazia viitoare. Până atunci, nu uitați că bătălia pentru Scripturi, deși a început în studioul nostru, ea continuă abitir cu precădere în casele dumneavoastră. Seară binecuvântată vă doresc, Domnul să vă ocrotească și să vă poarte de grijă.